USR Timișoara dorește să clarifice proiectul de modernizare a Bulevardului Cetății, revendicat public de fostul primar Nicolae Robu. Reprezentanții USR precizează că primii pași pentru reabilitarea Bulevardului Cetății au fost făcuți la sfârșitul anului 2009 de administrația condusă de Gheorghe Ciuhandu. Timp de 10 ani, dosarul s-a umplut de praf în sertarele primăriei. A fost scos în anul electoral 2020, când a fost organizată licitația. Cu 14 zile înainte de alegeri, Nicolae Robu, însoțit de reprezentanții ai primăriei și cei ai firme câștigătoare, preda amplasamentul constructorului. La data preluării amplasamentului nu exista proiect tehnic. În 2022, după revizuirea dosarului privind reabilitarea și întocmirea proiectului tehnic, administrația Fritz a emis ordinul de începere a lucrărilor. A fost momentul în care Nicolae Robu a început să împrăștie în spațiul public ideea că reabilitarea Bulevardului Cetății este proiectul său. Ideea a fost preluată și de susținătorii fostului Edil. După 15 ani de la primii pași, lucrările de reabilitare a Bulevardului Cetății s-au încheiat în februarie 2024, odată cu reluarea circulației tramvaielor prezent la momentul festiv, primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a fost întrebat de ce se ferește să recunoască meritele lui Nicolae Robu din acest proiect. Uneori mi se reproșează că nu recunosc și contribuția predecesorului meu la investițiile din Timișoara și de aceea vreau să spun un mare mulțumesc domnului primar Ciuhandu, care în 2009, în decembrie, a votat în Consiliul Local studiul de fezabilitate pentru acest proiect și mă bucur că aproape 15 ani mai târziu putem să și călătorim pe acest bulevard reabilitat, atât pe carosabil cât și cu tramvaiul, a răspuns Dominic Fritz.